Încoronat rege la 30 de ani, el a devenit cruciat la aflarea veștii căderii Ierusalimului în mâinile lui Saladin. Victoriile militare din Țara Sfântă, în cea de-a treia cruciadă, nu l-au ferit de trădarea unor aliați. Recunoscut în principal ca pictor desăvârșit, italianul a fost deopotrivă și arhitect. După moartea lui Bramante, arhitectul șef al Bazilicii Sfântul Petru din Roma, Rafael a preluat lucrarea acestuia, doar pentru 6 ani, murind subit la doar 37 de ani. Unul dintre cei mai populari regi ai Ungariei, Matei Hunyadi, avea ca emblemă un corb. Din această cauză i s-a spus Corvin, din latinescul Corvus. A fost un reprezentant de seamă al Renașterii, gravurile Cavalerii Apocalipsei, Melancolia, pictura Cei Patru Apostoli sunt cunoscute. Mai puțin știu că artistul a scris un tratat de geometrie descriptivă și cele patru cărți despre proporție. Abel a trăit puțin, destul însă pentru a rămâne în istoria matematicii. Legendre s-a minunat citindu-i lucrările. Ce cap acesta al tânărului norvegian! Perseverența contelui francez Pierre de Coubertin a renodat o tradiție antică întreruptă de împăratul roman Teodosiu I. De mai bine de un secol, olimpismul e un spirit. În 1982, în plină epocă de aur, regele Naiului a dedicat un concert lui Dumnezeu. Obligat să plece în exil, a cunoscut succesul și în străinătate. S-a afirmat ca artist total, publicând versuri, eseuri, expunând picturi. Cu fiscul francez nu prea s-a descurcat. Compozitorul rus a trăit cea mai mare parte a vieții în Franța pentru ca la 58 de ani să se stabilească definitiv în America. Muzica sa tonală a stârnit și controverse, până la urmă definind un nou curent numit muzică modernă clasică tonală serială. A trecut prin toate, totdeauna neînsemnat, mereu însuferind, un vulcan, afară stins într-una, înăuntru însă clocotind. Poetul a încercat și stilul avantgardist, și cel neoclasic, dar și pe cel tradiționalist. Știa că va fi ținut minte pentru cele 3 legi ale roboticii și pentru trilogia fundației, însă ar fi dorit ca meritele să-i fie recunoscute pentru toată diversitatea și complexitatea operei sale. Infectat în 1983 cu HIV prin transfuzie în timpul unei operații pe cord, a murit 9 ani mai târziu. It seems to me that when it's time to die, and that will come to all of us, there'd be a certain pleasure in thinking that you had utilized your life well. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.